site-ul Apple, solicitare de urgent pentru Donald Trump. Directorul general al Apple, Tim Cook, a cerut sumte presubliniere dintelui american Donald Trump să susțin politicile de liber schimb, pe fondul tarifelor planificate de acesta care au amplificat tensiunile dintre SUA sublinierei China, transmite MarketWatch. Berile care accept deschiderea, comercul, care accept diversitatea sunt ceri care se descurc excepțional, a spus Cook la un forum economic la Beijing, întrebat ce mesaj îi transmite lui Trump. Larry Fink, directorul general al BlackRock, care a fost subliniere el prezent la Forumul pentru Dezvoltare din China, a spus că SUA sublinierei China nu trebuie să se lupte într-un război comercial. Lumea are nevoie de ochin puternic sublinierei ca Statele Unite să fie puternice. Lumea nu are nevoie de un război public în care ne reducem reciproc oportunicile, a spus Fink. Cei doi au făcut aceste comentarii după ce Trump a propus un acest sepetem în tarife pentru importurile din China în valoare de până la 60 de miliarde de dolari, sublinierei restricții mai mari pentru achizițiile chineze în Statele Unite, sublinierei transferurile de tehnologie americană în acest car. Chinez al comercului a cerut vineri Statelor Unite să se retrag de pe marginea prăpastiei, afirmând că nu se teme să intre într-un război comercial. Tensiunile au adus în centrul atenției productori de dispozitive precum Apple, care sublinierei asamblează majoritatea produselor în China, sublinierei le exportă apoi în alte țări. Produsele electronice, sublinierei tehnologice, sunt cele mai importante bunuri importate de SUA din China. În ultimul an, Apple, sublinierei alte companii străine de tehnologie au fost nevoite să respecte o serie de reglementări noi în China, inclusiv o lege controversată care le impune să păstreze datele utilizatorilor în centre de date administrate de firme chineze. Luna trecută, Apple a mutat oficial cheile pentru datele iCloud în China, provocând critici intense din partea grupurilor de protecție a drepturilor utilizatorilor, care susțin că autoritățile chineze pot avea acces mai ușor, sublinierea ori la date private.